încercăm acolo să dăm lovitura cu o sală polivalentă. Și cu un teren, ce ne-am imaginat acolo este următorul lucru, tot un complex sportiv cu un teren de fotbal rugby și o sală polivalentă. Multifuncțional, de, fotbal și rugby. Da. Modernizarea sălilor pe care deja tu le știi foarte bine, acel L, hotelul și sala de forță. Plus birourile, nu? Care da. Erau înainte. Ar urma dărâmate sau refăcute? Eu am fost cu ceva timp în urmă da. Și am văzut în interior ce e. Cred că o parte dărâmate, o parte refăcute, cam asta ar fi planul. Numai să putem obține aprobarea pentru finanțare, pentru că e un proiect amplu, sală de 7.000 de locuri. 7.000, o sală polivalentă da, de 7.000. Da, și asta destinate cui? Nu? Clubului sportiv. Clubului sportiv, clubului sportiv. Dar da. Să-și mute meciurile de handbal acolo? Să-și mute meciurile de handbal. Noi acum oricum suferim. Basket, handbal, volei, nu? Acum, adică să pot discuta, mă gândesc și sigur, în funcție de importanță. Da, dacă ai un meci mai puțin important, între ghilimele, unde nu e afluență de spectatori, poți să joci în Giulești? Sigur, nu da, ai da, un meci unde se așteaptă să vină multă lume? De exemplu, meciul ăsta de Liga Campionilor, noi la polivalent anul trecut am fost sold out la fiecare meci. Au fost meciurile cu Ghior sau nu mai știu, cu Crim, în care dacă aveam 10.000 de locuri disponibile, 10.000 de locuri vindeam. Fotbalul își va regăsi un loc șor pe acolo prin complex? Nu. Adică n-ați luat în calcul și... Păi a zis, ca și închiriere, da, sigur că da. Ca și închiriere, da. Terenul va fi... Un teren probabil de dimensiuni normale, da. Cu iarbă... Da, exact. Bine, dar fotbal nu cred că va avea nevoie, Lucian. Nu va avea nevoie, că are baza, constructorul are... Dar nu neapărat, poate și alte echipe vor să joace... Federația Română de nu știu, habar da, poate închiria oricine, nu va fi un tarifar sau cum să spunem. Păi așa este. Robert, când erai și tu la Rapid, în perioadele alea veneau și alte echipe care se antrenau la Pro Rapid. Rar. Sau veneau de la Federație. Veneau echipe din provincie care îți plăteau să facă un antrenament, nu să stea la hotel, nu să mănânce la restaurant. Nu, corect. Veneau, făceau un antrenament dimineața și... cum. Dar e o sursă, este o investiție mare, la cât se estimează proiectul sunt care ai spus tu. 30 de milioane de euro. 30 de milioane de euro. Păi și e dispus un termen de execuție de câțiva ani. CNI-ul. Prin Compania Națională de Investiții. S-ar putea face. S-ar putea face, sigur că da, s-ar putea face. Acum e un moment greu economic și da. Vom vedea. Tu ai mai fost pe acolo? Ai văzut ce? Da, am mai fost, sigur că da. Am curățat toată zona, că era junglă amazoniană. Da. I-am fost cu Borohan chiar în junglă. Da, ei, am curățat. Acum am văzut că s-a curățat, la constructor, că vedem peste gard. Și vrem să încercăm totuși să mutăm rugby-ul acolo. Vedem la anul cum am reușit, dintr-o investiție mai mică, să mutăm rugby-ul până se desfășoară toate procedurile de licitație, acolo, de proiectare. Licita, plus că e, în primul rând, cosmetizare. Da, asta trebuie făcută periodic. Și cu să încercăm să mutăm amenajare acolo. Pe urmă, nu? Pentru rugby să aibă două, trei containere aia măcar unde să dezbrace, exact, în paralel. Exact. Dar o investiție de 30 de milioane și pentru CNI este o sumă mare. Da. Cu toate că, și aici iar vreau să te întreb, nu vă la handball, la sporturile de echipă și la meciurile importante, nu vă afectează bătaia asta pe sala polivalentă? Ba, ne afectează teribil. Adică, cred că suntem singura capitală europeană care n-avem o sală civilizată, nu de 30.000, de 20.000, de 15.000, civilizată să fie. Suntem cu siguranță singura. Singuri, nu? Că tu știi mult mai bine ca mine. Păi, Budapesta avea o sală unde se joacă Liga Campionilor Final Four de 10.000 de locuri. A construit una de 20.000 de locuri. Dublu. Da, nu mai vorbesc de încă 100 de sări. Ce au cluburile și... Aici iar e, cred că... Păi să ne mutăm și sâmbătă vom juca la Mioveni. La Mioveni. Într-o sală de câte? Câteva 2000, sute, nu? Nu. 2500 de... N-ai cum, că ai niște reguli de la IHF. Dar e frustrant să te muți așa cu... Și noroc că nu a intrat, că e vorba să intre, nu mai știu acum care este stadiul și sala polivalentă. Da, am înțeles că intră în renovare sau nu știu ce, schimbă, nu știu ce, vopsesc pereții, nu știu ce renovare. Fac. Și mai e un aspect,
Bine, nu ne afecta foarte mult pentru că băieții jucau în timpul săptămânii. Dinamo jucau și în Liga Campionilor, au jucat sezonul trecut și ei erau, adică, trei echipe pentru un oraș, nici două echipe la handbalul masculin nu există, dar între trei echipe și în handbalul masculin a fost greu anul trecut. Deci dacă... în contextul ăsta e imperios necesară o polivalentă la ProRapid. Da, la polivalentă oriunde, dar cu atât mai mult la Carpia noastră. Să tu, că ai avea prioritate pentru sporturile de echipă. Dar și pentru concert, vedeți bine câte concerte se întâmplă pe afară. Unde, chiar n-am unde faci concert, un concert serios de 10.000 de oameni. La Zlopap, arena asta de care pomeneam cu Final Four, acum s-a mutat în cea mare, au la fiecare... Sfârșit de săptămână, când nu sunt meciuri, sunt concerte. Da. Da, dar astea sunt investiții din partea statului care sunt sute și sute de milioane de... Păi uite și cu patinoarul. A trebuit să facă un privat, domnul Țiriac, un patinoar cât de cât. Cât de cât. Că nici de ăla n-avem. Arenele BNR nu le mai avem, stadionul Cotroceni nu-l mai avem, noroc cu gazonul ăsta pe care e bun, acum pe Arena Națională. Chiar mă gândeam când spuneai tu câte echipe sunt, îți dai seama dacă s-ar fi jucat sporturile astea pe iarbă? Că ai fi ajuns după 3-4 săptămâni să joci pe noroi, pe pământ. Da, e greu, nu? E o muncă zilnică, o muncă atentă. Acum mi-am dat și eu seama, imediat, 2-3 zile, dacă nu ești atent la calitatea gazonului, se poate deteriora o muncă de ciuperci. O muncă de întreținere de luni, de zile. Pisici, căței, adică sunt tot felul de... am văzut, uite, chiar am fost zilele trecute pe la stadion și tot s-auzeau niște sunete și mă uitam pe sus, zic, mă, ce vine Uliu, vine cine vine? Și am întrebat un băiat de la, bă, zic, nu te supăra, zic, ce s-o tot... Ce, păi, un sistem de ăsta de sonorizare... Da, să alunge păsările. Da, să alunge, nu știu ce să alunge, știi, și croncă nealea fac în difuzoarele alea. Știi, sau zic, uite, mă, nu știam, știi, erau lămpile alea de fotosinteză sau ce sunt alea, și tot croncăia ceva din difuzoare și tot ai senzația, neștiind, să te uiți pe sus, știi, zici, ce se întâmplă? Au probleme și cu pisicile, adică sunt... Da, fel și fel, care nu le iei în calcul și n-ai de unde să le știi. Da, adică rămâi uimit de câte ciudățenii se pot întâmpla. Da. Și noi aici am avut o problemă, a fost o chestie de zile, adică două zile dacă nu reacționam... Da, și apare ciupercaia, se extinde imediat și gata, ți-a distrus tot gazon. Da, este incredibil. Nu puteam să intrăm cu de pe stradă, nu am fost să intrăm pe gazon.